Bună ziua! Să trăim! Regele Filip al Belgiei a aterizat la ora 12 pe Cogălnicianu și după un scurt moment oficial derulat în fața gărzii de onoare, s-a retras la discuții private cu președintele Klaus Iohannis. Vizita suveranului belgian s-a desfășurat pe fondul unui dialog la nivel înalt și al cooperării dintre cele două state. We had a lot of interaction with the Romanians in Smaran, in Babarag and in Cingu also. It's been 3 months for now for the Belgian troops, and we have trained a lot with other nations, so the Romanian, the US and the French army, and it's very, we enjoy to train with other nations, it's important and it is we learn a lot. Președintele Iohannis și regele Filip al Belgiei au discutat despre criza din Ucraina și impactul său multidimensional. Majestatea sa a discutat cu militarii belgieni, a luat masa cu ei și le-a mulțumit pentru prezența lor pe frontiera estică a Alianței NATO. Majestatea voastră, vă adresez mulțumirile României pentru contribuția importantă a militarilor belgieni la prezența NATO din țara noastră. Your presence here, soldiers from 7 NATO countries, far from home, in sometimes difficult conditions, proves that the solidarity of an alliance is measured in critical moments. Cei doi șefi de stat au abordat și problema întăririi sprijinului pentru Republica Moldova, în condițiile în care aceasta se confruntă cu provocări multiple generate de efectele agresiunii ruse împotriva Ucrainei, inclusiv găzduirea unui număr foarte mare de refugiați.